Mihai Stoichiță nu mai este antrenorul echipei CS Mioveni, acesta acceptând oferta grupării cipriotice Apulun Limassol. Acesta s-a aflat pe banca tehnică a argeșenilor în victoria cu 2-1 din fața Astrei Ploiești, după care și-a luat la revedere de la echipă și a plecat în Cipru. Conform președintelui Consiliului Director de la CS Mioveni, Dumitru Olteanu, fostul tehnician avea inclus o clauză în contract care îi permitea să plece în momentul când avea ofertă din străinătate. Nicolae Dică și Andrei Mărgăritescu sunt de părere că, indiferent de ceea ce se întâmplă la nivelul băncii tehnice, jucătorii trebuie să-și facă datoria pentru echipă. Ne-a luat și pe noi prin surprindere. Am aflat și noi zilele astea că a plecat Nea Mihai. Știam că are o clauză dacă are o ofertă. Pentru noi nu e, ca să spun așa, e altă plecare de antrenor, ne-a luat puțin prin surprindere, dar noi nu avem ce să facem decât să mergem în continuare înainte, că nu e o situație foarte bună la echipă, suntem pe ultimul loc. Pentru noi nu este bună această schimbare, dați seama. Am avut 5 antrenori în acest tur de camion, 13 etape, nu mi s-a mai întâmplat până acum. Sper să reușim să trecem peste acest moment care s-a petrecut la echipă. Noi nu ne așteptam la ce zic că mea se plece, dar dânsul a avut o ofertă foarte bună din sănătate și a decis să plece. Sperăm ca Antonii care au rămas să ne ajute să reușim să trecem peste acest moment. CS Mioveni se află astfel în postura ingrată de a schimba din nou banca tehnică. De la începerea sezonului, echipa a fost condusă pe rând de Ionuț Popa, Ilie Stan, Constantin Stancu și Mihai Stoichiță. Din câte se pare, argeșinii vor avea pe banca tehnică până la finalul turului un cuplu format din Constantin Stancu și Mihai Stoica. CS Mioveni întâlnește în următorul meci de campionat pe FC Brașov, confruntarea având loc sâmbătă 19 noiembrie.